Așa. Să-i fac un leagă de mătasă. Ehă. Să-i arun marinela ale bătăiosul pe mare. E sănătos! E greu să-ți potrivești cuvintele și să vorbești despre țara Oltului de Jos, dar mai ales despre oamenii săi. Olteanul este un tip original în mijlocul neamului românesc. Bume! Ce țără! Bă, mă roagă, mă roagă, bă! Și de mii te roagă, bă! Bă, mă roagă, lica! Se poate spune că nu există domenii ale creației artistice la care acești oameni să nu fi contribuit din plin, îmbogățind tezaurul românesc. Arta populară a țării Oltului de Jos exprimă sufletul olteanului în echilibrul său dintre căutare și regăsire, dintre tăcere și rostire. Semnele acestui suflet le regăsești de altfel pretutindeni, de la pâinea coaptă în țest, prezentă pe masa fiecărui oltean, la costumul popular tradițional, de o eleganță dusă până la rafinament, care nu și-a pierdut de-a lungul timpului nici sobrietatea și discreția decorației, nici echilibrul culorilor și armonia nuanțelor. Portul din țara Oltului de Jos a fost bine conservat de-a lungul timpului. El reprezintă și astăzi un criteriu de diferențiere a oltenilor față de oamenii din alte zone ale țării. Costumul popular femeiesc din țara Oltului de Jos are ca piese de bază cămașa dreaptă, cu pieptul și spatele realizate dintr-o singură bucată, fără cusătură pe umeri, și catrințele, două țesături din lână, de formă dreptunghiulară, de diverse culori, late de circa 60 de centimetri, numite în grai local zăvelci. Zăvelci vinete, împodobite cu beteală albă sau galbenă, specifice zonei de nord-est a ținutului, zăvelci sau boscele din bumbac și beteală, din lână roșie, cu motive geometrice, antropomorfe și zoomorfe, stilizate, din zona câmpiei romanaților, la care adăugăm fusta confecționată din stofă de lână țesută, plisată în talie, pe fond vișiniu sau bleumarin. Pe deasupra zăvelcilor, femeile încingeau betele țesute în război de lungim între 2 până la 10 metri, iar pe cap purtau, în funcție de vârstă, o basma triunghiulară, tulpanul alb, înnodat pe subărbie sau pe subcoc, ori îndulbenit, când cele două capete sunt petrecute la spate și legate apoi pe creștet cu o fundă. De sărbători, femeile își puneau cârpa de bumbac sau borangic, numită maramă. Pentru bărbați, costumul vechi din zonă se încadrează în tipul de port cu izmene de pânză pentru vară, cioareci din ghimie albă, o țesătură groasă din lână iarna, și cămașa dreaptă sau cu fustă lungă pe sub genunchi, strânsă în talie cu brâu sau chimir. O notă aparte îi conferă acestui costum piesele specifice sezonului rece. Pieptarele înfundate sau deschise în față, lucrate din blană de oaie sau de miel, șuba albă din dimie, purtată în zilele de sărbătoare, ipingeaua, o haină lungă fără mâneci, și o piesă total diferită de cadrul tradițional obișnuit, șuba din dimie roșie, cu aplicații din stofă și găitane, șnururi împletite de culoare roșie, albastră sau galbenă. O piesă importantă din ansamblul costumului popular din țara Oltului de Jos sunt betele, late de 2 până la 8 cm și lungi de 2 până la 10 metri, pe care femeile le înfășurau de câteva ori în jurul taliei, pe deasupra zăvelcilor. Ce facem noi aici? Ia spune-ne și nouă.
Bete, mă. Uitași, pe bete să numesc. Deșurupați-l, deșurați-l, dar cu atenție. Meșterul Nițu așa. Constantin trăiește în Pobor, o localitate cunoscută prin hărnicia, dar mai ales priceperea țăsătoarelor de aici. Ia uite ce nu-și dădea drumul, că era agățat. Așa, ce rugăminte am. Rostul ăsta se apuce după... Așa, așa. Bun, sus cu el. Păi de sus. Uite, vezi, uite, neatenție. Și alea când s-o rupe... Meșterul Nițu este și astăzi o curiozitate. Un bărbat la războiul de țesut, numai prin lucrul mâinilor sale, care zi și noapte, iarnă sau vară, țes pânză pentru cămăși și cele mai variate bete, a reușit să-și creeze un renume în sat și în lume. Eu am fost născut în timpul războiului și am trăit lângă bunica după tată. Și preocupările bunicii mele au fost, zic eu, au fost jucăriile pentru care ajunge și te rog să ajunge firul și dă-l așa, cât ai tu acolo, ca să și începem să lucrăm. Și dacă bunica a țesut, bunica a tors, bunica a cusut, același lucru am făcut și eu. Fără să-mi dau seama că eu, de fapt, mă încurc în meseria bunici. Și așa am învățat. Dracu a văzut să bagi în grajdul vacilor, să bagi războiul de țesut, furându-i mamei niște material, fără să știe mama că eu eram ascuns, ca să țes. Și am țesut în ilegalitate. Am fost părât de frate, mama a venit și când a intrat pe ușa grajdului, a început să se închine când a văzut războiul între vite și s-a închinat și a zice, aoleo, Doamne, eu n-am făcut copilul, eu am făcut drac. Așa s-a exprimat. Și n-a vrut să se uite la ce făceam eu acolo. Și trimite pe bunica de care v-am spus, lângă care am crescut. Și zice, du-te și dumneata să vezi ce a făcut în graj de la vite. Bunica, cu mai multă înțelepciune, a intrat pe lângă mine, s-a uitat la ce fac, a pipăit materialul și vine la mama înapoi acasă. Și zice, du-te, fată, și ia-l de la colocul război cu tot, că îngheață printre vite, că face petec bun. Și de la mine, de la modelul meu, a plecat aproape tot satul. S-a făcut în iarna aia pături. Betele sunt destul de greoaie la tehnica de țesut, pentru că ele se țes în mai multe ițe și sunt aproape că e unica țesătură din creația populară, din care se realizează numai din urzeală. După cum vedeți dumneavoastră aici, eu nu am inima de fir roșu. Și ea nu se vede, decât îmi iese numai roșu care este în firele de dus la ițe. Și betele, în general, se țes din materiale groase și rezistente. Pentru că, de obicei, femeile și bărbații obișnuiau să le pună în jurul corpului, mai ales la munci grele, ziceau surpătură. Astea erau într-adevăr foarte bune pentru a proteja burta, spatele și erau folosite și ca obiecte de uz de mare folosință, nu numai ca obiect de aspect așa de podoabă, pentru mai ales la fete, la flăcăi. Betele sunt folosite și în diferite ritualuri. Spre exemplu, mi-aduc aminte când copiii mici sunt plângăreți, apusul soarelui, au cine știe ce necazuri au și ei, mamele puneau betele mame și fașa copilului mic, când treceau animalele sara, veneau de intrau în curte, treceau peste bete. Era credința că e ceva care ajută pe bietul copilaș să
să-i treacă, să n-aibă necazuri, să nu mai plângă, să nu mai... Dar au rămas așa ca, ca o amintire, că acum nu mai practică nimeni așa ceva. Fierile întinse, uniform. După aceea și se pun niște Tinerii din sat se adună și astăzi la meșteri acasă și învață să descifreze tainele urzitului pe gard, a năvăditului și a țesutului. Ne facem niște bete după cum le făceau bătrânii. Da. Și uite, eu am găsit tot la tața fiica aia lui nenea Ionița Arcioante, care ne-a dat pe tecutul ăsta, am găsit aceste scândurică că eu nu știam ce înseamnă. Așa, și vedeți că am mai întărit noi acelea, să vedem ce era așa, și când mi-a spus ce era asta. Asta, de fapt, era un alfabet, un alfabetar, în care bătrânii, pe care bătrânii se orientau să năvădească betele. Și m-am venit și eu acasă și m-am chinuit și eu. Și mi-a dat și petecuțul și mi-a dat și scândurica. Și într-o noapte am stat de ea până când i-am aflat secretul. Așa. Și ia să facem și noi. Tu care... ai mai făcut cu mine lecții. Da. Acum eu vreau să te verific, să văd dacă tu știi să așezi culorile neuitându-te pe cartela și pe tecutul nostru. Așa. Ia să începem. Vă rog să luați seama, că da. Și pe vouă vă vine rândul. Așa. Și sunt sigur că pe cele de la început le știi. Da. Așa. Hai că te prind la urmă. Așa. Negru 1. Năvăditul nu se face ușor. Meșterul îi învață pe copii un alfabet straniu, cu ajutorul unei bucăți de lemn și a semințelor de fasole, grâu și porumb. Îl numește alfabetul de năvădit bete. Este alfabetul prin care înveți cum să treci firele urzelii prin niță și spată, în ordinea cerută de modelul țesăturii. Nu este ușor să-l înveți. Îți trebuie pricepere și îndemânare. Cu pași mărunți, dar siguri, copiii învață acest alfabet și cu timpul ajung să stăpânească tehnica de țesut bete alese, în dungi verticale, în ochiuri, romburi sau linii șerpuite policrome. Vezi? Am avut sens așa și ăsta ne-a stricat și ăsta ne-a dat alt sens. Așa, bun. Cele mai scumpe piese ale costumului popular din țara Oltului de Jos sunt însă cojoacele. Confecționarea propriu-zisă a hainelor cere multă pricepere, îndemânare și unelte de lucru. Cojocarii prelucrează în general pieile de oaie și de miel. Vestitele cojoace de vădastră se numără printre cele mai reușite creații de acest gen, datorită eleganței, croierii, originalității decorului și perfecțiunii execuției. Spiralele și X-urile de pe ceramica de vădastră, secolul al IV-lea înainte de Hristos, s-au perpetuat de-a lungul mileniilor, reapărând în broderia cojoacelor ca semne ale unui decor ce nu se putea dezvolta decât la un popor cu mare stabilitate și continuitate în aria sa de formare.
Fiecare nuanță, fiecare motiv și compoziția ornamentală sunt rezultatul a sute de ani de gândire artistică îmbogățită prin contribuția fiecărei generații. Cojocăritul s-a transmis din tată în fiu sau de la meșter la ucenic. Se lucrează și azi cojoace de lucru deschise în față sau pieptare înfundate tivite cu blană neagră de miel numită zăgară. Broderia se execută direct pe piele sau pe tasmale, fâșii de meșină, care se aplică pe deasupra. Ornamentele sunt realizate din lână, mătase, bumbăcel sau irhă, adică fâșii din piele. Decorul este completat cu rozete și elemente florale, frunze și lalele, și cu găitănele, împletituri de diverse culori, ce se aplică pe cojoc. Între cojoace și ansamblul costumului este o strânsă interdependență prin broderia discretă și sobră. Și e o tradiție pe care e moștenită nu știu de când și de unde. Nu există nicio carte de istorie să scrie despre cojocăritul de văd asta. Dar s-a denumit de când știu eu și tata și bunicii cojocul de văd asta. Ăștia sunt cojoace care, numite erau cojoace de sărbătoare, se lucrează mult mai greu, dar înainte se lucrau cojoace, de exemplu ca ăsta, le lucrau oamenii de căldură. Aducea pieile la colocar, le argăsa ce le făcea și ei își făceau cojoace, dar le purtau iarna. Orice fată, la vădața cel puțin, era o tradiție. Dacă n-avea pieptar cu flori, toarte de aur la urechi, cergă de lână sau de cânt, zicea că e săracă, nu prea era cum te-a devoit. Mititică și frumoasă, eu cu ochii după ea, cârmiră boii brazda și se rupse trupița. Trupița și fierul ăla. O trupița și fierul ăla, să vezi, Doamne, ce păcat, să ajungi de vreme în sat, la gură de sărutat. Meșterul Liceanu le destăinuie ucenicilor săi tainele cojocăritului, de la argăsirea pieilor, la croirea tasmalelor și realizarea cusăturii specifice cojocului de vădastră, numită drumul robilor, cusătură din irhă sau lână de culoare verde, ce inspiră vitalitate și optimism. Rozetele, spiralele, bulinele, lalelele și drumul robilor sunt numai câteva dintre motivele folosite în broderia cojoacelor de vădastră, care au supraviețuit din neolitic până astăzi. Drumul robilor, tot ce vedeți cusut cu verde, se numește drumul robilor. Da, că aia vezi, Doamne, că erau piatră cu traista, cu sacul și să facă sosea, să facă nu știu ce. Și sunt drumul robilor, așa știu, de la bătrâni, spus ai, n-am citit în nicio carte. Se... Păi frunze verde, bobnăuț, mă. Dacă decorul și tehnicile cusăturilor s-au păstrat nealterate, din punct de vedere cromatic, nu mai există armonia culorilor de odinioară. Motivul a dispărut preocuparea femeilor de a vopsi lâna vegetal după metode numai de ele știute. Nu știu boii să înjug. Nu știu boii să înjug. Păi frunze verde, bobnăuț, mă. Țesăturile mari din lână reprezintă o parte din patrimoniul familial. Ele se transmiteau de la o generație la alta,
și numărul lor creștea mereu, deoarece fiecare fată avea ca zestre 6 până la 12 asemenea piese, în funcție de starea materială. Olteanul s-a dovedit în cursul existenței sale un creator, un artist. Creațiile sale nealterate de curente mai mult sau mai puțin moderne le regăsim în cusătura cămășilor și a zăvelcilor, a fețelor de masă și a ștergarelor, dar mai ales în țesătura scoarțelor și a covoarelor, izvorâte parcă din închipuirea și truda migăloasă a țărâncii. Scoarțele se țeseau din 7 până la 9 kg de lână, cu alesături dispuse pe toată suprafața. Cele mai vechi scoarțe din zona Romanați, expuse la muzeul din localitate, sunt ornamentate cu modele specifice zonei situate în dreapta oltului. Grauri pe fond verde, broasca țestoasă, palma, simbolul cărniciei, spicul de grâu, simbolul pământului. O țesătură de interior de factură nouă, care apare la începutul secolului al XX-lea, este covorul. El se țese în două ițe, pe spetează, pe o spată de circa un metru lățime. Femeile trebuie să calculeze foarte bine modelele, deoarece covorul se compune din două foi. Am învățat acesta de la mama mea, care la rândul ei a învățat de la mama ei, iar eu am învățat și fata mea. Nu este ușor a țese un covor oltenesc. În primul rând că această meserie am furat-o, deci pe mine nu m-a învățat nimeni. Și asta n-a fost ușor. Războiul are multe secrete, care trebuie să învățate de mic, dacă nu le înveți mai târziu, n-are cine să te învețe. Uțitul e un secret mare al războiului. O uzală rară, trebuie să bagi multă lână la lucru, deci iasă greu, dar nu iasă de calitate. Războiul trebuie urzit mai des un pic, lâna mai subțire, atunci o să iese perfect. Covorul oltenesc este o lecție despre virtuțile artei țărănești și despre ușurința de adaptare la cerințele zilelor noastre. Dincolo de valoarea lor intrinsecă, aceste țesături constituiau o marcă de pricepere și de îndemânare a fetei de măritat. Armonia ce s-a creat aici, în țara Oltului de Jos, între om și operele sale, a dat naștere specificului ce individualizează zona.